Aici am ajuns prima dată în finalul lunii august. Primul impact a fost unul, wow, parcă e casa bunicilor. Am rămas surprins, am intrat în casă și mi-am adus aminte de copilărie când mergeam la străbunica mea și intram în casa tradițională de la noi. Oamenii m-au primit ca într-o familie. Parcă eram de-al locului, ne știam de când e lumea și pământul, cum e vorba. Oameni calzi, primitori și uniți. Asta mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște oameni foarte, foarte uniți și iubitori. Și așa a început toată povestea. Apoi, prima zi de școală, trei pitici mi-au apărut. Unul de colo, unul de colo. Unul a venit cu mămica, altul cu bunica. Copilașii sunt mici. Vin de departe, un kilometru jumate, pe Florin, în toată dimineața, îl iau, îl aduc la școală, la amiază, îl duc acasă. Alexandra, cei mai norocoasă, că îi la o aruncătură de băz, la câțiva metri de, de școală. În rest, ne, grupăm. Alexand- Găbița mai vine cu bicicleta când e vreme bună, că îi vine pe șes. În rest, bate la picior drumul până acasă zilnic.